într-adevăr, elevii au revenit din vacanță la data de 10 mai. Procesul de studii a luat amploare până la sfârșitul anului de studii, mai sunt 2 săptămâni. În perioada respectivă, săptămâna trecută, au avut loc multe activități ce vizează cadrele didactice și elevii. De asemenea, suntem în evaluarea clasei a patra, unde avem circa 6.000 de elevi. Mâine va avea loc această evaluare finală pentru clasa 4 la limba română, la matematică deja a fost. Pe parcurs, astăzi încep tezele semestriale în clasele 10-a a 11-a. Celelalte ar fi pregătirea către examenele de clasa 9-a, pregătirea către examenele de clasa 12-a. Ne pregătim de sezonul estival deja. Au fost, să zic, determinate 33 de tabere de odihnă care vor activa în municipiul Chișinău. La celelalte care sunt planificate în afara orașului, săptămâna trecută și săptămâna aceasta au loc concursuri. Solicitanți sunt foarte mulți, se va face o evaluare obiectivă ca să vedem cele mai bune condiții taberele care le propun, aceleași să fie câștigători. Vis-a-vis de frecvența elevilor, dacă la grădiniță am avut o frecvență atunci când a fost vacanța la 60%, atunci săptămâna asta deja a fost la 75%. La școli este rata de absență în jur de 7%, motivate, nemotivate și din caz de boală.